voi animale, chestii, ființe satanice, entități ale lui Satana sau al lui Dumnezeu, să nu sau alte activități, chestii, ceva, fie. Și m-am găsit, la un episode de la 5 și cam asta e tot. Bun, în episodul trecut știți voi că am rămas acolo un boschet și acum țin de vorba ca să nu zică lumea că sunt fraier și că nu am mașină. Ce faci, mă, claxonez? Așa. Bun, serios, l-am mai înțat cu pumnul? Nu, no, bun. Episodul trecut, dacă mai țineți voi minte, știți voi că l-am trimis noi pe nenea Franklin să... Nenea, hai de capul meu. Ce-ai pățit, fă? Pareză pe creier? L-am pus... What? Omoară cineva pe care... Am făcut un random event. Oh my God! Fă, te-am ajutat. Acum trebuie să te folosesc. Hai de capul meu, ce naiba mai sunt să fac. Bun, l-am pus noi pe Franklin să plece din oraș, fiindcă am dat jaful ăla și precinii lui Mikey de la birouri, au avut ceva chestii și ăsta Dave vrea să... A, bă, se ăsta a oprit și tu fix aici, tătere cu dăjic. Bă, să... și Dave vrea să... ce faci, mă? Aha, așa ziceam și eu. Trebuie să știu. În fine. Bun. Sunt ei siguri, mă, că am fost eu. Da, știți și n-ar ca să minte și Franklin problemuțe. N-am trimis noi să prin bani sau, în fine, nu, în fine, bun. Dar deci, haideți să facem noi aici o misiune, Federal Investigation Bureau. Adică FIB. Și cam mai va fi. Bun, acum haideți să ne plimbăm cu mașinuța. E, vai, frate, de parcă n-aș face asta în fiecare zi și mă plim viață. Haide, bun, haide să facem o liniu. Liniuță! Foa, ce mici... Bă, ați văzut, m-am făcut drifturi pe ăla. Ia. Liniuță! Oh, fuck, m-am luat poliția. Ok, atunci nu mai facem liniuțe. Cu oameni. Mă, aproape vorbeam de bullshit-ul ăla. Mamă, frate, eu vin cu mașina de gunoi. Ai de... Fuck! Ne-am jucat și GTA. De ce naiba sunt așa de mulți polițiști aici? Game, please. A, de ce sunt așa de mulți polițiști aici? Știți, dar eram lângă stația de poliție. Adică, mă... No, mai scape de ăștia. No, bine, hai, acum trebuie să ne activăm abilitățile de ninja și uite, a, fac, no! Așa. A, mai vine unul din față. Da, mă? Ia. Fua! Mașina de gunoi style. Nimeni nu se pune cu mașina de gunoi, ia. Fua, așa bem. Bă, în afară de autobuz. A, mă mai venit, no, bun, hai, bun, haide, trebuie să le fac ăștia manevraj, îmi pe aici, așa. Ma, ce manevră, fai de capul vostru. The fraier, nu știți, mă, voi, dar, băi, deci eu dacă scap de ei doar că m-am băgat pe aici, de-ar fi să nu mai omor pe nimeni. Să n-am măcar să încerc. Dă-te! Ok, pentru să mă ascund.
Hai că intru eu în gardul ăsta și da. Ne ascundem sub poduri ca troli. Dormim sub poduri și mâncăm copii. Băi, ești nebun. Da, vă place, mă? Ghost Rider. Mamă, ce Ghost Rider, ești nebun? Dacă-s Ghost Rider pe sus. Bun. Fac mea, că am luat mea. Dar ce pentru de aici? A ce, mă? Serios, ia uite, mă. Băi, o tai. Ia uite. Cua. A, fac. O, fac, am lovit mașinuța de gunoi și stă. Bă, dar eu n-am stricat gardul ăsta odată. Ce mai bă? Da-te, băi! Băi! Așa, așa, cum zice ăsta, sau ceva. Dacă mai rău. Ce servei sunt. În fine. Bun. Am ajuns și noi odată la misiunea asta. Să o facem. Mă, clădirea dintre FBI și IAA, ești nebun. Fua. Mă, ce sexoșime pe aici. Bun, haideți să parcăm cât mai ilegal. Și am trecut pe roșu și am parcat și pătrișerea de pieton și am și blocat strada sau intersecția. Deci, ce mai... Ah, de aici începe, mă. F5P, perfect! Bun, haideți să vedem cum putem noi să facem ca să scăpăm de problemuțe. Ah, go to Dave. Bun, erai dacă trebuie să... Ah, ce cupac și mai... Că trebuie să vorbim cu el, fiindcă l-am dat noi jaful ăla și am cam... Da, a făcut probleme. Hey, Michael. David. Sorry. Nice. You can tell me we were double dating. Sorry, guys. This part of love is all mine. Brilliant. Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh. I love it. I gotta remember to write that down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff. Whoa! Pure magic. I should put it on my show. Have you seen my show? You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? Ooh! Stop now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why didn't you start with me, genius? You got it. Nu se urăsc că ăștia din tot sufletul, ești nebun. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. That's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. Now run along, kids. See, there you go, Dave. N-am înțeles nimic! Yay! Come on. Get in there. Bun, știu că trebuie să facem ceva și trebuie să verificăm dacă un fraier e ceva și să-l ducem nu știu unde. Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off-the-books operation, huh? So what? So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings.
Înțeleg că conduc, a? Logic. O, dar ce mașință șmecheră. Bun, go to meeting point. Bun, acum trebuie să mergem undeva să ne întâlnim, da? First guy is Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him. Or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Aha, v-am spus că avem probleme cu ăștia. Mike, this ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. What? Don't worry about the plan, okay? L-a luat tipă Trevor. The IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you, we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the FIB. Oi, da capul meu faci. Yeah, I think I will. See you later. Who's that cagey motherfucker, huh? No, it's another cagey motherfucker, all right? Not you. Hey, T, enough with the faux political bullshit. Franklin. Come on, you better take off. Really. Shit, I'm good. I ain't built. Whoa. What am I detecting? Some sort of son I never had bullshit here, Martin, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we'll walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right. And we do this, and they help us bring Brad. Yeah. We'll talk about Brad later. All right. I gotta change. You better grab a head start. Brad? Schneider. Nice to meet you, homie. Yeah. Whatever. No, bun. Deci ăștia de la FIB vor să facem ceva misiune. Deci trebuie să facem ceva extracție din nu știu ce chestii, din unde ai ceva resurse, n-am înțeles prea sigur. Da? Merge cu elicopterul și de-asta vine să vrega lumea. O, mă, că știu și eu, mă, cu elicopterul, stai, nu. Așa, mă. Că nu e capă să am după săgeță. Nu, fără muzică, așa. Băi, ce bun. To see the drop point. No, deci eu știu că trebuie să faci ceva extracție de aici. Să ne zic un fraier ceva, niște informații, cam asta am înțeles. Deci noi efectiv îl luăm pe unul din IAA. Deci trebuie să-l iau? Nu cred. Hai, ce? Uite-l dacă îl vii inside. Aaaa! Next, don't let this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can, it's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I stop. Cinema.
No, 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 no! Chiar n-am vrut să filmeze. No, știi ceva, mă, dă-te dracu! Bă, bă, bă! Switch to Franklin! Cum, 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 cum mă dădeam switch? Alt! Fuck, m-am mai jucat de mult! Fraiere! Bang! Bang! Headshot! Fă! Fraiere! Bang! 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 Hai, bă, nu vedeți, mă, de ce veniți aici să vă omor! A, da? Bang! Bun, acum trebuie să dăm switch pe Michael, mamă! Piu, piu! Hai, 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 și pe noi sus! Hai, 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 hai! Fuck! What? Acum trebuie să mă bag cu niște elicoptere! Bă! No head la fraier! Headshot! Ce-au făcut mă ăștia? My character is in trouble. Vision will flash red. Aha, deci când ăștia au probleme, uite, mă, pune, îi pune pe roșu. Aha, și schimb pe ei ca să nu moară. Uuu, și eu am eu o mitralieră. Fuuu! Aaa, am uitat mă că am abilitate. Bang! Bang! Headshot! Stați-vă, drecu! Să te să-l aterizez eu? Nu ai că la aterizează. Mam. Nu că mi-a cam fost lene să aterizez eu. Mașina șmecheră. O, ce headshot o-i da la mașină. Așa. Nu știe nimeni, da? A, mă aterizează mai repede, că-i dau la asta, craci. Pentru. Mi-a plăcut misiunea asta. Am fost, l-am ajutat pe tipii ăștia ca să nu ne bage la pârnaie. Am furat de la alta agenție un fraier care să ne dea ceva informații, cine știe, că am văzut că l-am cam băgat în dubă.
Super mișto! Bun! Hai, mișam pe și mie! Așa, boss! Steve, mamă, ce șmechere tipul ăla! Tris Company. Ia, expand. Headshot 10 din 10, cu RC 52%. No, bun, mi-au cam reparat mașina, ce să zic, mă supăr. What? Așa mă, aerisire mă, ce știți voi? No, bun, haideți să vedem și cam cât am filmat. 20, what the fuck, deja 20 de minute. De la bombă, boschet, am făcut doar o misiune și... Oh, ok. Bun, deci să fie, cred că cam atât a fost ca episoade. Cu GTA 5 story mode, efectiv am 85 de FPS-uri, chiar dacă am tot copiilor, dar în fine. Fac, bă, copyright! Așa, de cap, mă, ce prost sunt, în fine. Și ne zic, de la viitoare. Pa, pa!